Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos pentru îndurarea sa cea mare și dragostea care a avut-o față de noi. Ne-a binecuvântat cu viață și a pus în inimile noastre dorința să venim la locul de închinare. Vedem că mulți s-au potignit sau au fost multe obstacole în calea lor și n-au putut să vină, dar nouă Dumnezeu ne-a răzit harul acesta și ne-a dat putere și ne-a călăuzit pașii în casa Domnului. De ce? Aici ca să ne bucurăm împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, care își face prezența de fiecare dată când noi ne adunăm în locul acesta. M-am uitat la cântarea care a cântat fratele Eugen și cu Sabrina și vă spun un lucru. O cântare așa cum au cântat-o ei, nu-i la îndemâna oricui să o cânte. Ei au făcut repetiții pentru să poată cânta cântarea asta. For sure, chiar dacă ei vă spune că nu au făcut. Eu vă spun for sure, pentru că am cântat instrumente și am cântat și în cor și știam că dacă nu mă pregăteam în cursul săptămânii, când mă duceam la biserică duminica sau joia, că joia se ținea în altă parte, nu puteam să cânt. În special dacă cântă cineva la trompetă și dacă nu cântă cel puțin 2-3 ore înainte de să aduce la biserică, nu o să poată cânta din trompeta aia. Sau o să scoată niște note care o să fie falsă și o să cunoască toată lumea și o să râdă de ei. Dar mulțumim Domnului că ei și-au închinat viața Domnului și că Domnul prin cântările lor ne înveselește și pe noi. Și împreună cu ei ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu și am dorit ca și ceilalți frați care nu sunt prezenți aici să nu lipsească de la biserică. Sunt Timotei astăzi și îmi spune, nu pot să vin frate la biserică că Diana are bărdeiul ei și trebuie să mă duc să sărbătoresc bărdeiul ei. Păi dacă Diana are bărdeiul ei și mai important decât Dumnezeu, nu te mira că Dumnezeu nu o să facă bine. Pentru că Dumnezeu vede că iubești mai mult lumea și mai mult lucrurile lume decât pe El. Și zice Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, când îi vorbește lui Ioan și îi vorbește în insula la Patmos acolo și spune așa, pentru că ești rece, că nu ești nici rece și nici ferbit de clocot și ești numai călăcer, ce am să fac cu tine? Am să te lepă din gura mea, am să te vărs. Pentru că Dumnezeu ne vrea să fim în clocul. Sau dacă nu suntem deloc, nu suntem deloc. Dar ne vrea să fim în clocul, să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru, așa cum a spus Iisus, cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Și dacă îl iubim, așa vom fi răsplătiți și binecuvântați de El. Și de asemenea m-am mirat și de soția mea că a vrut să stăie să aștepte neamurile în loc să vină la biserică. Și nu mi-a plăcut, dar n-am ce să fac. Că nu ne-a văzut de 15 ani și vin toți din familie, fratele, sora, cumnata, vin toți, nepoatele, vin să ne vadă și nu știe exact când și cum ar să ajungă și zice, eu trebuie să stau acasă. Stai acasă, îi trebuiau să te suni pe tine și să spună când o să vină exact timpul. Și nu mi-a plăcut, dar mă rog Domnului ca Domnul să fac așa fel ca să nu-i țin seama lucrul acesta. Mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care au avut această dorință să veniți la locul de închinare, pentru că și această seară de închinare care o ducem înaintea Domnului este scrisă în cartea de aducere aminte. Și cu cât mai mult vom sta în preajma lui Dumnezeu și cu cât mai mult îl vom lauda pe Dumnezeu și vom căuta să-i slujim lui Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va ocroti și ne va călăuzi, așa cum spune și în Psalmul 91. Pentru că mă cunoaște, zice Domnul, de aceea am să-l acopăr, de aceea am să-l ocrotesc și am să-l binecuvintez. Și eu cred că Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează pe toți acei care îl iubim pe El. Și cum putem să dovedim când îl iubim? Când ne rugăm, când cântăm, când mergem la închinare, în casa de închinare, acolo unde se prezintă Domnul Iisus Hristos. Și am să vă spun și o mică istorioară despre un frate care se considera că era așa de neprihănit și sfânt că el nu putea să aibă legătură cu prea mulți frați. Nu se vedea că nu este nimeni în biserica aia vrednic de el. Și într-o noapte, zice că într-un vis îi se arată Domnul Iisus Hristos. Și el se făcea că stătea la poarta lui, în fața casă și a văzut că venea Domnul Iisus Hristos. Și s-a făcut prin Duhul de cunoscut că la Domnul Iisus Hristos. Și când trece pe lângă el, a trecut doi pași mai departe de el. Și el strigă, Doamne Iisuse,
Dar de pe mine nu m-ai văzut că sunt aici. De ce nu te-ai oprit să vorbești cu mine? Și spune, mă duc la ei, că ei mă cheamă. Și eu am promis că acolo unde sunt doi sau trei în numele meu, eu sunt acolo. Și am zis că atât, așa că s-a terminat discuția. Și s-a pocăit fratele nostru. De atunci acolo nu s-a mai văzut cel mai sfânt. O știut că trebuie să se ducă la locul de închinare, de ce? Că acolo se prezintă Iisus. Pentru că chiar dacă nu-L vedem pe ochii aceștia de carne, dar simțim în Duhul nostru și puteam vedea prin Duhul nostru că Domnul Iisus Hristos este în mijlocul nostru, după cum a promis, slăvit să fie în numele Domnului. Și noi ne simțim bine în prezența Domnului Iisus Hristos, pentru că știm că El este Cel care mângâie, El este Cel care ridică, care întărește și care își binecuvintează. Și m-am gândit să citesc din Psalmul 28, am mai citit din Psalmul acesta de câteva ori, dar știți cum zice, că cuvântul Domnului este ca un izvor de apă nesecat. Ori de fiecare dată când citești un Psalm, dacă îl citești câteva ore mai târziu, descoperi alte lucruri. Și dacă mai citești după o zi, descoperi alte lucruri. Pentru că așa este cuvântul Domnului, este foarte divers și foarte, se poate înțelege în mai multe feluri, de mai multe ori. Doamne, către Tine strâng stânga mea, nu rămâne sur la glasul meu, ca nu cumva dacă te vei depărta fără să răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strâng către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. La versetul 6, binecuvântat dar să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se crede inima și nu sunt, și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Căci Domnul este tăria poporului Său. El este stânca izbăvitoare a unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează-ți moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinul lor în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Haideți să trecem puțin peste cuvântul Domnului. Spuneam altă dată că este foarte important și să predici, dar este tot atât de important și atunci când în deschidere cineva ne vorbește din cuvântul Domnului, pentru că prin conversația pe care o avem între noi sau a păstorului cu biserica, face ca pe ei să pună pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și li se deschide inima și li se deschide gura. Și când se pun pe genunchi, îl binecuvintează pe Dumnezeu, îl mulțumește. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător în viața fiecăruia om. Și am vrea ca și după masa aceasta, cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească individual la fiecare, în afară de ceea ce îi spune El, și să ne facă să luăm hotărâri noi de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a sluji lui Dumnezeu cu mai multă dedicație și dăruire, de a iubi mai mult pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a părăsit gloria și slava cerească și a venit pe pământ ca să ne facă de cunoscut pe Dumnezeu și apoi să sufere disprețul și ocara și prin sângele Său sfânt și curat să fim răscumpărați de păcate. Aceasta este nădejdea noastră. Că așa a spus și Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin gura lui Ioan, la capitolul 30, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu ca El să moară, ca oricine crede El să nu piară, să aibă viață veșnică. Cuvântul ăsta pentru mine este ca un stindar, este ca o lumină, este o promisiune extraordinară atunci când mă aflu în cele mai grele probleme din viața mea și în cele mai mari încercări, îmi spun versetul ăsta 16, la 3 Ioan, și Dumnezeu mă întărește, și Dumnezeu mă ridică și mă sprijinește și aș vrea ca fiecare din noi să luăm acest cuvânt ca o cel mai mare promisiune a lui Dumnezeu, cel mai mare lucru și cel mai bun care a putut să facă Dumnezeu pentru tine în afară de jertfa Domnului Iisus Hristos, este cuvântul acesta care este Duh și viață și care face o mărturisire așa de minunată și așa de mare. Și zice, Doamne, către Tine strâng stânga mea, nu rămâne sur la glasul meu. Noi toți în seara aceasta am venit cu dorința ca să ne înălțăm glasurile către Dumnezeu și să strigăm și să spunem problemele noastre, să spunem orice am avea pe inima noastră, orice am avea în familia noastră. Problema chiar și a bisericii putem să o ducem și să spunem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o mulțească, Dumnezeu să o călăuzească, Dumnezeu să o întărească
Dumnezeu să facă pe frați ca să fie mai mulți iubitori de El și să lucreze cu mai multă dărnicie în via Domnului și să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu în orice împrejurare. Versetul 2 spune așa de frumos: ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt. Deci ce mare importanță să-ți îndrepți rugăciunea, dar să-ți ridici și mâinile către Dumnezeu, către locașul cel sfânt. Să știți că de multe ori am experimentat lucrul acesta și când mi-am ridicat mâinile sus și când m-am rugat sau când am cântat, am primit așa o mare putere și așa o mare mângâiere în inima mea, că am venit să strig de bucurie, să cry de bucurie, zice americanul, să plâng de bucurie, pentru că m-a cercetat Duhul Sfânt și Dumnezeu avea o legătură cu mine. Să știți că atunci când se coboară, într-adevăr, Duhul Sfânt în inima unui om, îl face să explodeze de bucurie, nu altceva. Nu mai știi ce să mai zici și nu mai știi ce să mai faci. De aceea, spune unii într-un fel sau altul, dar să știi că noi, cei care Dumnezeu ne-a dat darul prorociilor, noi suntem acei care avem o conexie mai diferită cu Dumnezeu. Nu zic că și cei care vorbesc în limbi n-au conexie cu Dumnezeu. Ei au. Și nu zic că nici cei care nu vorbesc în limbi n-au conexie. Și ei au conexie cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu o dat din darurile sale la anumiți oameni pentru o lucrare de slujire în biserica Lui. Și fiecare cu darul pe care i-a dat Dumnezeu trebuie să slujească lui Dumnezeu, pentru că aceasta a fost porunca Domnului. Și dacă prorocește cineva, zice Apostolul Pavel, nu zic eu, că este mai mare decât cei ce vorbesc în limbi, decât cei ce fac ajutoare, decât cei ce cercetează pe cei în lipsuri, este mai mare. De ce? Pentru că este într-o comunicație directă cu Dumnezeu. Tu nu poți să știi conexia pe care o am eu cu Dumnezeu în momentul când vorbesc pentru tine. Nu poți să știi și eu nu pot să-ți o descriu prea bine. Nu pot să descriu nici cuvintele cum îmi vin pe buze și cum le vorbesc. Pentru că Dumnezeu ne le pune în inimă. Și de multe ori mă mir și eu zic, cum de-o m-a putut ieși cuvintele astea de pe buzele mele și cum am putut să spun așa. Și știu că cei care sunt și au daruri, știu că eu spun adevărul ceea ce spun. Și haideți să ne rugăm, că așa a spus Apostolul Pavel. Cei care vorbește lipsă să se roage ca să primească și darul prorociei, să darul vedenilor. Pentru că și ala este tot un dar care face parte de categoria prorocilor. Că așa zicea înainte, mergem la văzător. Și văzătorul era și proroc. Că așa se conectează, vedenia se conectează cu prorocia și de multe ori, când vorbesc pe Duhul Sfânt pentru cineva, de aici am vedenii și de aici și vorbesc. Și să nu vă mirați de lucrul acesta. Vă aduc aminte de Ștefan, când era omul bătut cu pietre și era martirizat. Ce-a spus? O ridicat ochii spre cer și-o scriată, văd pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu, gata să-L primească în gloria și slava cerească, nu așa? Au avut o vedere cu ochii deschiși, nu? Nu vă mirați că prorocii sau văzătorii noștri pot să aibă o vedere și cu ochii deschiși. Nu vă mirați de prorocul care i-a spus împăratului, că zice, a venit el și zice, Doamne, ce mă fac cu acest mânunchi de oițe? Zice, au venit trei popoare înainte, edomiți, moabiți și amoriți, erau peste 900 de mii. Și el a ieșit la luptă înaintea lor cu 20 de mii. Și s-a pus pe genunchi în vârful dealului înainte de a coborâ în vale. Iosafat a fost împăratul respectiv, a patrulea împărat al lui Israel, al lui Iuda. Și s-a pus pe genunchi și s-a rugat cu mâine sus și a zis, ce mă fac? Și zice că un proroc din popor, nici nu spune ce proroc, a spus, nu te teme, Ionatan, ascultă tu și tot poporul tău, Israel, pentru că nu tu te vei lupta cu acești trei împărați, ci eu, zice, mă voi lupta cu ei. Tu nu mă neată, pune înaintea ta șapte preoți să cânte și să meargă cu chemătul Domnului, cum aveau ei obiceiul Vișeu, și mergi după ei și eu, Domnul, mă voi lupta cu ei. Și s-au coborât până la poalele dealului și când s-au coborât la poalele dealului, zice că s-au produs o învalmașală. Duhul Domnului a coborât acolo între ei și au băgat o învalmașală între ei și au bătut, au început să se bată și s-au omorât până la amiază tăți 900 de mii de oameni. Și zice că împăratul Iosafat cu poporul Israel au avut ce strânge pradă de război șapte zile, așa spune, exact. Șapte zile au avut ce strânge pradă de război și să groape trupurile lor moarte care au fost acolo. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Nu-i scris numele prorocului în carte.
Dacă citeți acolo unde scrie despre Iosafat, ăla când scrie, zice că un proroc, un om din popor, a ridicat glasul și a spus. Deci Dumnezeu a vorbit prin acel om din popor, cu ce a avut mesaj ca să-i trimite poporul Israel, ca să știe că el este cu ei. Și ascultând Iosafat de el, s-a coborât, așa după porunca Domnului, și a avut biruință și a fost binecuvântat de Dumnezeu. Și noi, în seara aceasta, zice, suntem acei care am vrea ca Dumnezeu să ne asculte glasurile noastre. Așa cum a spus și robul lui Dumnezeu David, din locașul lui cel sfânt, când noi ne ridicăm mâinile spre cerul. Când vă rugați să ridicați mâinile spre cerul. Când cântați, eu de multe ori, pentru că amonul ăsta nu are nimic unde să mă ascund după el, nu pot să mă ridic mâinile așa în sus. Și ca să mă ridic în sus cu mâinile în fața dumneavoastră, nu vreau să vă scol pe voi din bănci, ca să vă ridicați și voi să ridicați mâinile. Dar mă rog așa și chiar dacă mă ridic așa mai jos, mâinile mă rog la Dumnezeu și zic, Doamne, binecuvântează-ți poporul. Voi nu puteți să știți cât de mult mă rog eu pentru biserica aceasta și pentru individual, chiar frați, surori de aici din biserică, care îi aduc în fiecare zi aproape în fața Domnului și mă rog pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, Dumnezeu să fie cu ei. Pentru că aceasta este slujba unui păstor, să oace asupra oilor pe care sunt stăpânirea și coordonarea sa. Și noi suntem păstorii Domnului și peste noi este păstorul cel mare, Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântat dar să fie Domnul, spune el în final. Căci a ascultat glasul rugăciunilor mele și după aceea vom vedea că Dumnezeu ne-a ascultat cerințele noastre și după aceea am vedea că ne-a binecuvântat, ne-a dat ceea ce am cerut de la El. Să binecuvântăm și noi cum am binecuvântat robul lui Dumnezeu David, pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu vrea ca să audă de la noi, chiar dacă noi în inima noastră, sau dacă chiar noi ne rugăm așa în cugetul nostru, dar Dumnezeu vrea să audă și cuvintele noastre. Că americanii spune tot mai mult că meditația pe care este scrisă în Psalmul 1, de acolo Dumnezeu o vrea, dar o vrea să se audă ca în surdină. Vrea să zici ceva de pe buzele tale, nu numai să te gândești. Nu că gândul n-ajunge la Dumnezeu, dar vrea ca să-și zici ceva de pe buzele tale, că atunci Dumnezeu va lua aminte la meditația ta. Cum îi compară David acolo, că sunt ca niște pomi sădiți la un izvor de apă vie, care își duce rodul la vremea lor, așa că vor frunză nu se vestejește niciodată. Nu ezitați să meditați la Dumnezeu. Nu ezitați să meditați la Domnul nostru Iisus Hristos, care a făcut răscumpărarea noastră și a plătit prețul nostru. Slăvit să fie numele. Deci Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se crede inima și sunt ajutat, au zis. Domnul este tăria. Inima ta să se creadă în Dumnezeu. Căci El este scutul tău. El este Cel care te ocroștește. El este Cel care te păzește și care te binecuvintează și îți poartă de grijă. De multe ori n-ați observat lucrul acesta pentru că ai nevoie de ceva și numai să vezi că se rezolvă problema respectivă. Când n-ai văzut că nu mai este nicio rezolvare, când n-ai mai știut ce să mai faci, a venit Dumnezeu cu soluția și cu intervenția și a rezolvat-o. Și spuneam că aceasta și poate merge pe genunchi. Spuneam că am fost vreo lună și jumătate în urmă chemat la fiul meu cel mai mare, la Gabi, și eu n-am știut că ei au acolo o seară care se mai adună frați. Și când m-am dus acolo, fie când am fost de mult la el, am luat și eu un chec acolo să aduc, pentru că când am stat la masă, am vorbit, să fie un chec. Și am luat un chec, aia el a pregătit și el de acolo ceva. Și m-a uitat că a venit păstorul ăla, Mike Lewis, care a fost aici în biserică. Am vorbit yesterday cu sanul meu și a spus că să fac o planificare pentru săptămâna viitoare, după cină, să vină cândva marța sau duminica cealaltă după cină, să vină din nou în mijlocul nostru. Îl cunosc pe fratele ăsta de peste 30 de ani și l-am dus pe la multe biserici pe aici, prin Sacramento, români și chiar de alte naționalități, și știu că Dumnezeu a lucrat în chip minunat prin el și că el era unul din aceia care îți spunea și ce te doare și unde te doare. Și spunea că Domnul te vindecă. Sau dacă nu avea de partea Domnului, spune că te vindecă, nu spunea. Dar la cine
avea dispus și spunea să vindecă așa. Și fratele Sandu, vărului, fratele Nic, mi-a spus că ne-a rugat pentru el aici și l-a născut de lemn în numele Domnului și s-a vindecat de diabet. Așa a spus el aici de câteva ori, a spus. Eu nu știu de la dar dacă omul mărturisește că s-a vindecat, mă gândesc că nu mărturisește ce nu e adevărat, nu? Și zic, Domnul să fie proslăvit. Și să vezi ce se întâmplă acolo. A stat toți la masă, nevasta lui a tăiat chei de acolo și cu fata mea, Jennifer, care astăzi nu e aici și așteaptă și neamurile. Și a stat la masă, am mâncat, am mult câte un par de mese acolo și ne-a rugat pentru binecuvântarea mesei, în primul rând. Și după ce ne-am rugat și am mâncat ele, fratele ăsta, Mike, îmi spune, mi zice, uite, frate Mihai, ce mi-a ratat Domnul pentru tine. Tu te lupți și dezbați multe lucruri să faci și vezi că parcă nu merg lucrurile așa cum vrei. Tu să rămâi statornic și de plin încredințat pe cuvântul Domnului. Și Domnul, la vremea hotărâtă, va face lucrarea pe care a promis-o. Și mai erau niște frați americani acolo, care nu erau cu daruri, dar au venit și ei la masă, că au fost invitați de fiul meu. Și după aia au avut pentru ăla, și după aia au avut ceva pentru soția mea, și după aia au avut sanul meu pentru el și pentru alții de acolo, și după aia au avut și pentru mine o vedenie. Și am să vă spun ce vedere, ce descoperire. Așa cum am stat la masă, cum stăm cu voi aici în față, așa cu grijă. Și mi-a spus așa în felul următor. Uite, zice, ce mi-a ratat Domnul. Că în curând Domnul îți dă o altă mașină să ia. Și că a să te binecuvintez așa. Și zice, am avut așa o vedere, că vineau bani așa prin aer, ca frunzele, cum cad de la copaci. Și eu zis, când a ieșit afară de acolo, am luat-o în cumva cu judecata. Și am zis, băi, prorocule, băi, să și eu proroc, dar așa ceva n-am mai auzit. Am ridicat eu, mine și soția mea, să vină bani așa prin aer, cum cad frunzele de la copaci, de să stiumaci. Și să vină o altă mașină, eu abia o plătesc pe asta. Și îți plătesc încă insulenți la o altă mașină. Și să vezi că s-o întâmpla fără să vreau. Se întâmplă că am un accident cu mașina care am și nu am avut piesă de schimb cu pandemicul ăsta și a trebuit să stau 3 luni de zile până să vină piesă de schimb. Chiar poate și mai mult un pic. Și plăteam câte 1500 la lună numai pentru listul ăsta care avem pentru mașină ca să am cum să umblu, să am o mașină la dispoziție. Și ce îmi spune de la dealer de acolo, menagerul zice, mai zice, că dealerul mi-a fost dat mașina aia, mai zice, ar fi bine ca tu să-ți iei o altă mașină, sau dacă nu, dă-o pe asta înăuntru și alta nouă. A, zic, dar asta e plătită, gata, of. Și mașina e bună, merge, nu am nici 100 de mii bari cu ea. Zice, de ce să o dau înăuntru? Și n-am vrut să o dau. Și atunci ce am făcut, m-am hotărât să iau altă mașină. Și am luat o altă mașină și după ce am luat altă mașină, m-am trezit că a fost descoperire că Dumnezeu îmi dă altă mașină. Și dacă m-a pus Dumnezeu în așa poziție ca să împlinească descoperirea care a venit pe ea, să vedeți cum vechează Dumnezeu asupra descoperirilor. Și acum cu banii, că vin așa din aer rutin, am dat peste un program, a băgat cineva într-un program și vine câte $1000 pe zi fără să fac nimic, adică să fac un click acolo în computer. Și a zis la soție, s-a împlinit că vin banii prin aer, așa ca frunzele, nu? Fie $1000 să nu faci nimic pe zi pentru investiment care l-ai făcut. Și vreau să zic că cuvântul Domnului se împlinește. Dacă a vorbit, Domnul se împlinește, măcar ce să fie. Chiar dacă nu crezi, nu-ți vine a crede pentru un moment. Dar Dumnezeu l-a dus și la împlinire, de ce? Că Dumnezeu a spus lui Ieremia, ce vezi Ieremia? Văd un vechiator. Și a zis, bine spui! Și bine ce vezi tu, pentru că iată, eu sunt cel care veghez asupra cuvântului meu. Noi oamenii vorbim sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt, cei care Dumnezeu ne-a dat darul acesta. Și Ezechiel vine și reglementează lucrul acesta și zice, dacă îți voi spune,
Ca să spui ce nu ți-a păcătuit, că va muri dacă nu se întoarce de la păcatul său și dacă nu vei spune, voi cere sângele lui din mâna ta. Și dacă vă asculta să vă pocăi, îl voi ierta. Deci noi, ca vasele ale Domnului, avem obligația asta să spunem mesajul care ne dă Dumnezeu. Cu toate că de multe ori ne vine cam greu să spunem. E mult de greu ne vine. Mai ales dacă am avut descoperire că Dumnezeu ia pe cineva din familie, dacă familia aia nu se întoarce la pocăință. Cornel este aici și știe ce zic mămiciul. Și Dumnezeu i-a luat pe cineva din familie. Și omul nu s-a lăsat de mândrie. Și a venit lucrare din nou. Dacă nu te întorci, am să-ți mai iau pe cineva. Și după 2 ani de zile s-a plinit și lucrarea aia. În același loc, unde a murit primul copil, s-a dus la ocean. A murit și a doilea copil. De ce? Pentru Dumnezeu vegheată asupra copilului. Dumneavoastră credeți că am vrut să zic așa ceva la mână? Never! Mai ales că era și un prieten și venea la mine în casă și mânca, ne rugam și soția lui era prorociță și ea și cântam și ne bucuram cu frață și asta. Niciodată n-am vrut să zic așa ceva. Dar pentru faptul că Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus să spun, am spus. Un prieten, iarăși foarte bun, piană, soția lui prorociță. Și a venit o lucrare pentru ea și a spus, acum tu insiști pentru cuvântul meu și tu vorbești la alții. Dar iată, vine vremea când vrăjmașul te va înșela și ai să fii împotriva Duhului meu cel Sfânt. Și atunci Duhul meu cel Sfânt se va ridica împotriva ta și în grele suferințe și chinuri vei ajunge în locuința morților. Cât despre sufletul tău, exact spun ceea ce a zis Duhul. Voi vedea eu, Domnul, ce-o face. Și așa s-a întâmplat. Mamă la 3 copii, mai tânără decât mine. Au murit acum vreo 20 ceva de ani în urmă. De ce? Pentru că n-au vegheat și au fost înșelată din vrăjmașul. Chiar dacă au fost prorociță. Dar dacă n-au vegheat și n-au spus cuvântul Domnului așa cum trebuie, și dacă nu au stăruit înaintea lui Dumnezeu, în sfințenia cerută de Dumnezeu, Dumnezeu a dus lucrarea sa la neplinire. Mulțumim Domnului pentru cuvintele care mi le-a pus în seara aceasta pe inimă să vă spun. De ce? Pentru că câteva zile în urmă m-am așezat să mă odihnesc puțin la mează, cum am de obicei când nu mă duc la lucru, și a venit Duhul Sfânt și m-a mustrat. Și mi-a spus în felul următor, nu faci bine ceea ce faci, pentru că tu taci din gură când ar trebui ca să vorbești. Și unii din poporul meu, zice, pere din cauza lipsei de cunoștință. Sunt unii frați care, niștiind anumite lucruri despre cum lucrează Duhul Sfânt, poate să cadă în păcatul acesta. Și Duhul Sfânt m-a mustrat, ca să spun, și de-aia m-am spus și în seara asta, și am mai spus și atunci câteva lucruri. Și zic, Doamne, ajută-ne ca să ne putem îndrepta după cuvântul Tău și să putem sluji Ție cu toată inima noastră și cu toată puterea noastră. Spuneam și altă dată, eu vă iubesc pe toți ca familia mea. Și mulțumesc Domnul pentru fiecare din dumneavoastră și aștept ca Domnul să înmulțească biserica asta. Și dacă nu mulțe, cât suntem, cât veniți la biserica aici, eu sunt primul. Totdeauna. Și plec ultimul. Vin și deschid aer condiții și fac tot să aveți condiții bune și la urmă mă uit să rămâi biserica curată. Ca să frații americani, ca să nu se ispitească și să nu ne facă probleme. Și știți că avem un an jumate și nu avem nicio reclamație de la frații americani. De ce? Că eu îmi fac geabă. Eu las biserica curată cum am găsit eu. Și asta a fost pretenția lor. Și păstorul de la americani, deci mi-a spus, zice, frate mai, zice, să știi că eu mă rog mult pentru voi. Pentru că eu am observat că de când sunteți voi aici, zice, Domnul m-a binecuvântat. Pe mine, pe familia mea, mi-a binecuvântat pipul meu care este în biserică. Și am avut din partea Domnului, că și el e proroc, și am avut din partea Domnului că Domnul m-a binecuvântat din cauza voastră. Și că eu trebuie să vă ajut pe voi și să vă țin aici și să nu vă las ca să suferiți de ceva. Și mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a pregătit locul acesta. Știți, de la început, cum a fost cu vederile, cu visul, tot ce v-am povestit, cum am ajuns noi aici. Și mulțumim Domnului că El ne va binecuvânta și va fi cu noi. Mă opresc aici că am trecut de jumătate de oră.
E adevărat că am început